Bună seara, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la început de săptămână. Ne revedem, iată, după două săptămâni. Am făcut și noi așa o pauză de sărbători și ne întoarcem cu forțe proaspete. Și ca să încep într-o atmosferă așa de bună dispoziție, m-am gândit că cel mai bine ar fi să-l invit alături de noi și alături de dumneavoastră pe Radu Ciordaș, căruia îi mulțumesc că a venit în această seară. Și eu mulțumesc că m-ați invitat. Bună seara tuturor, bună seara telespectatorilor, bună seara vouă tuturor și vă îmbrățișez, vă cuprind, nu v-am văzut de foarte mult timp. Și chiar m-a bucurat invitația ta, având în vedere că eram prin zonă, am zis să mă abat nițel și pe la voi. Am avut noroc, da, că te-am prins liber. Culmea, de când ești pensionar, ești parcă mai ocupat decât erai înainte. Ei, așa se întâmplă cu pensionarii, ăștia totdeauna sunt mai ocupați decât cei care sunt în activitate, știi cum e. Dar mă întreb cum îți împărțeai timpul când erai în activitate, pentru că tu nu cânti de când ești pensionar. Doina, știi foarte bine că a fost un tip deosebit de disciplinat. Și asta oricărui artist îi sună bine. Dacă ești disciplinat, faci foarte multe lucruri și ai timp de foarte multe. Adică de foarte multe. Poți să ți le faci. Îți propui și poți să ți le faci. Dacă ești disciplinat, dacă nu, nu. Adică nu le încaleci. Asta ar fi portretul sau profilul artistului ideal. Dar tu ai o educație ca zonă care te-a determinat să fii așa și în viața artistică. Cam da. Ai pornit de la a fi milițian. Ai trecut prin toate etapele. Am fost chiar parașutist înainte. A, da? Da, după aia m-am făcut milițian. Uite, asta mi-a scăpat. Ai văzut? Da. Trebuie să te surprinzi eu cu ceva, nu? Cred știu pe toate, da. Da. Dar și ca polițist ai trecut prin multe. Ai fost polițist judiciar, ai lucrat la cercetări penale. Mai spune tu pe unde, că ai trecut prin multe. Am fost chiar și circulist. Servicii. Cum? Am fost și circulist. Am înțeles, securist. N-am fost decât drujbist. La circulație? Da, la circulație, am fost la relații internaționale. Am fost în mai multe, am lucrat în mai multe servicii sau birouri din cadrul Poliției Române. Dar până să faci cursurile de poliție, Academia de Poliție, nu? Nu, am făcut școala de subofițeri de miliție Slatina. A, tu ai pornit de la plutonie? Am pornit de la sergent major. De la sergent major? Normal. Și cum a evoluat? Foarte simplu. Am învățat, am studiat, m-am bătut, am vrut să fiu mai bun. Adică să ajung și eu între cei buni. Cei care vor să parcurgă drumul tău, trebuie să știi că am... Păi legislația s-a schimbat și nu prea, numai că mie mi se păreau foarte serioși oamenii pe vremea mea, adică și cam făceau ce spuneau. Adică noi știam toți care e parcursul nostru ca și militari. Am terminat școala de subofițeri, ne-am înscris la o facultate, am terminat cursurile unei facultăți, am fost înaintați în grad, după asta am mai făcut un post universitar, am mai făcut al doilea, al treilea, al cincelea, după asta am făcut un doctorat. Și toate astea îți aduceau la momentul respectiv recunoașterea și la muncă și în orice domeniu, dacă făceai ceva prin propriile tale forțe, se vedea și se vede și astăzi oamenii care s-au realizat prin propriile forțe. Se cunosc de departe. Ți-a plăcut să înveți? Nu că mi-a plăcut să învăț, Doina, dar dacă am ajuns la momentul în care mi-am dat seama că dacă nu învăț, nu pot să fac niciun pas înainte, am pus osul și am învățat. Băieții, în general, știi că nu sunt foarte... tocilari. Și să înțeleg că nu totdeauna ai făcut ce ai vrut, ai făcut ce a trebuit? Cam n-am avut încotro de foarte multe ori, să știi, de copil. Pentru că asta a fost. Eu cam ce-am putut am făcut, nu cam ce a trebuit. Și în Franța ce studii ai făcut? Am trecut și prin Franța. Am făcut niște cursuri în criminologie, am făcut ceva pe inteligența economică pe zona gri. Mă rez, n-am făcut mare lucru. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă ceva studii de securitate, dar nu pe zona neagră, nici pe cealaltă, pe zona gri, așa, despre care putem vorbi. Adică interferență, nu? Așa, putem. Ceva de genul, să fim oameni serioși. Noi, cei drept, ne-am cunoscut la ansamblu Ciocârlia, pentru că tu erai polițist și cântai, colaborai cu noi, cu ansamblu Ciocârlia și... La un moment dat ai și ocupat o funcție înaltă în Ministerul de Interne. Da, m-am ocupat, pentru că dacă ești copil serios, te mai văd și alții și te mai cheamă ceva, stai băiat serios, să-l ținem pe aici.
Păi eu știam că ăștia neserioși sunt puțin înlăturați. Păi nu, eu am fost serios. De regulă. Tot timpul am fost serios, dar de asta spun că pe vremea mea, lumea care vrea să facă și treabă și aducea oameni serioși lângă ei. Pentru că nu cred că este un lucru de colo care să ai un om să poată să fie bun în două, trei funcții sau în două, trei locuri total diferite ca și meserie, da? Adică dacă tu ai excelat și ca polițist. Dacă mă puneai pe scenă, eram artist. Dacă mă trimiteai la poteră să muncesc, pentru că, așa cum știu colegii mei de la Cluj, de la Alba, de pe unde am lucrat, de la Hunedoara, când era de cântat, veneam în misiune cu Drăgan Muntean, cu Roșoga, cu atâția colegi care veneam aici, ne făceam treaba, veneam cu ordin de servici, plecam la locurile noastre de muncă și ne le reluam munca de polițist, de cercetare și așa mai departe. Adică una, alta, alta. Sigur, fiind ansamblul Ministerului de Interne, noi fiind cadre active și ofițeri, ansamblul Ciocârlia nu ne putea angaja. Sigur că am avut la un moment dat o detașare când Drăgan Muntean era director, m-a dus pe o detașare de director adjunct, deși funcția nu exista, dar a zis, bă, eu nu vin, nu merg fără tine. Și a spus ministrului Gabriel Dejeu pe vremea asta, s-a înființat așa funcția, am venit, am stat un an, trei luni cu el aici, Dumnezeu să-l ierte, m-am retras înapoi în munca de poliție și el a continuat încă vreo trei luni, patru luni. Cum l-ai cunoscut pe Drăgan Muntean? Ei, eu eram milițian la Deva, cântam la Getusa, începusem să cânt la Getusa, el lucra la Centrul Creației Populare Hunedoara și așa ne-am cunoscut la Deva. Am devenit foarte buni prieteni, Dumnezeu să-l ierte. Tu ești și sociabil, ești foarte prietenos, tu foarte repede îți faci nu cunoștințe, chiar prieteni. E trăsătură de familie? Toți frații tăi sunt așa? Sau erau așa? Noi așa am învățat de acasă, să ne purtăm frumos, să ne purtăm cu ceilalți ai noștri, cu apropiații, exact cum m-aș purta eu, așa să poartă și ei cu mine, sau viceversa. Tu ești născut în Zalău, nu? Da, în Zalău. Județul Sălaj. Da. Dar știu că chiar în prima parte a vieții, a carierei tale, ai bănănăit prin, sau poate chiar înainte de carieră, cu tatăl, ai bănănăit prin tot Ardealul, ai tot locuit ba într-un județ, ba într-altul. Da, așa este. Părinții mei au lucrat la trustul de construcții industriale și, clar, noi copiii urmam familia, n-aveam codroi, eram copii minori. Deși eram născut la Zalău, am călcat după părinții noștri, Carei, Baia Mare, Câmpia Turzii. Unde ți-a plăcut cel mai mult? Cel mai mult la Baia Mare, ca să fiu foarte cinstit. De ce anume ți-a plăcut? Totul. Oameni, și, astăzi, și astăzi merg la Baia Mare, mă simt acasă. Sigur, și la Zalău dacă merg, mă simt acasă, dar parcă mi-e mai drag la Baia Mare. Deși ai declarat într-un interviu că raiul este... Nu, raiul este la Cristolțel, la Sălaj. La Sălaj, asta acolo e raiul. Acolo deci e raiul. Acolo am casă, acolo e foarte frumos. Chiar a fost cineva la mine din București, după ce am făcut afirmația asta și el a și spus, nu mai merg telefoanele deja, nu mai avem semnal. Și era din ce în ce mai mult peisaj frumos, se deschideau peisaje noi la fiecare curbă, câte un deal, câte un munte, câte un pădure, câte... Știi? Imprevizibil. Culmea, da. Că au trecut și trei căprioare drumul din pădure spre râu, că era un râu ce unde frumos. S-a dăpat. Da. Chiar în rai sunteți aici, domnul Radu. Păi, eu nu spun că sunt în rai. Ai urmat cumva cariera vreunia dintre părinte sau talentul? Ai moștenit talentul vreunia dintre părinți? Noi am avut un bunic care era inginer la Grivița, aici în București, pentru că mama mea este bucureșteancă. Da. Te surprind din nou? Nu m-ai surprins? Îmi pare rău că nu ți-am da, te-am mama întrebat mea este eu. Că bunicul meu cânta la saxofon. Așa. A murit de tânăr. În familia mea au cântat și mama și tata la petreceri în familie, la... Pentru că așa am crescut frumos. Eu zic că am crescut frumos. Ați fost doi băieți, două fete la părinți, așa nu? Am fost. Și am rămas trei. Am rămas doi băieți și o fată. Da, îmi pare rău. Dumnezeu să ierte. Este. Dumnezeu da, să ierte. Să acolo ne ducem toți. Până la urmă corect. Ne întâlnim cu toți. Și acolo. Moartea face parte din viață, totuși. Corect, așa este. Dar spune-mi, cum erai tu ca și copil? Pentru că toți colegii care te știu, te știu un om vesel. Și am mai spus-o și altă dată, în spatele unui om vesel, întotdeauna se ascunde o tristețe. Nu, am fost un copil vesel. Eu, culmea, eu mi-am trăit copilăria, am fost un copil, eu am fost un Ion Creangă, ca să spun așa. Chiar mă regăsesc în amintiri din copilărie. Deci nu te-ai schimbat?
Deci mă regăsesc în amintiri din copilărie, mă gândesc că eu dacă am vrut să mă duc la baie, la scaldă, am fost, dacă aveam picioarele lopățele și m-au închis în casă și m-au legat de pat să nu plec, mi-am aruncat lopățele, am sărit pe stăgar și am plecat. Deci toate astea le-am făcut, adică am trăit copilăria foarte frumos și foarte veselă. Și pedepsele începeau? Ei, au fost pe măsură, normal. Păi dacă ți-am spus că m-au legat și de pat ca să nu pot pleca, ce vorbe? Și m-am dezlegat, bineînțeles că, na. Ce părere ai de ideea de a pedepsi un copil prin coerciție fizică? Ei, vreau să spun un lucru. Nici nu știu cum să-i spun la această, la acest curent că copilul nu trebuie pedepsit, nu trebuie să aplici coerciția la el cu un Sfânt Nicolae sau măcar să-i promii sau, și să-l las să facă ce vrea. Dacă te uiți în jurul tău astăzi, vezi cam ce copii au crescut cu teoria asta. Adică ieri sau alaltă ieri, nu știu, eram undeva și într-un magazin pe niște scări rulante. Mama, tata erau în față, un copil de 3 ani era în spatele lor undeva pe o scară rulantă. Copilul ăla nu conștientizează pericolul. A căzut sărăcuțul, s-a ridicat și a fugit înspre tata. Tata l-a luat, mama vorbea la telefon, n-avea nicio treabă. Nu cred că așa se crește un copil și copilul ăla, îi dai tableta după ce s-a născut, îi arunci tableta în ochi ca să fie liniște, să fie pace, tu să-ți poți face treaba, ăla să nu plângă. Nu mai creștem niște roboți și nu cred că e ok. Eu cred că și bătaia ruptă din rai și eu am luat bătaia că duce un card de dibol, dar mi-a prins bine, să știi. Astăzi mulțumesc și nu totdeauna probabil am realizat că da, am făcut și prostii, am fost copil, am făcut prostii, am luat-o peste fund, dar mi-a prins bine și am știut de frica părinților, am știut de frica lui Dumnezeu, am știut de frica și știu de frica lui Dumnezeu și știu de respect, știu ce înseamnă respectul, buna creștere și toate astea se învață cu ajutorul unei palme peste fund la momentul oportun. Nu spune nimeni să-ți chinui copiii sau să-i bați, să-i ajungă prin spitale și să-i chinui, nu spune nimeni asta. Dar nici ca să le faci toate poftele și tu la un moment dat să nu contezi sau un copil de 10-11 ani să vorbească așa cum n-ar trebui să vorbească niciodată cu nimeni, să vorbească cu un părinte. Deci nu... Corect. Nu cred sunt că e ok. De acord. Spuneai că liniștea ți-o găsești întotdeauna în raiul tău de acolo, din Ardeal. Ți-o găsești și în biserică deopotrivă, că spuneai mai devreme? Da, de... pentru că simt nevoia de foarte multe ori. Eu merg aici, merg la biserica italiană în București, pentru că soția este romano-catolică. Chiar simt nevoia să merg și simt nevoia să mă reculeg, pentru că este... Cum să spun, când ești în comuniune directă cu Dumnezeu în biserică este un lucru, când ești acasă și spui rugăciune este un alt lucru. Când ești în biserică simți mult mai mult energiile pozitive și te ajută foarte mult să te echilibrezi, cel puțin pe mine mă ajută foarte mult să mă echilibrez energetic. Foarte mult. Muzica în ce măsură te ajută să te echilibrezi? Muzica e maxim. Fără muzică n-aș putea, pentru că mă cunoște acum eu. Am 30 și aproape 40 de ani de cântec. Totuși, cea mai mare parte am petrecut-o la ciocârlia. Nu poți fără cântec. Cu cântecul te naști, cu cântecul mori. Ai darul ăsta, te duci cu el. Ai avut modele? Păi am avut. M-a luat Cristoreanu și m-a dus la ciocârlia. Și după aia m-am făcut milițian și așa mai departe. Ne-am continuat cariera și... Și eu sunt cel care am fost de vină, printre alții, că s-a constituit acel festival de voci bărbătești la Cluj, Ioan Cristoreanu și așa mai departe. Adică deci este un merit. Am avut multe modele și am și acum am modele și Benone Sinulescu, care am fost foarte bună prieten și foarte apropiat și mulți, și Roșoga, despre ce vorbim, zilele ieri a făcut 79 de ani, urăm la mulți ani. Era Mitru Fărcașu, tot din Dumitru Fărcaș, tot din 12 mai, deci am oameni importanți. Ai avut modele oameni cu notorietate. Gândește-te că eu n-am, pe scenă eram cel mai slab solist. Eram cel mai tânăr. Numai voci, numai cum puteam eu să cresc altfel decât ori cresc ca ei, ori mă las. Și ai avut puterea și timpul să mergi și în culegeri de folclor? Da, am cules foarte mult folclor, e adevărat, foarte mult folclor. Din Codru mai ales, nu? Da, 99% din zona Codru, pentru că este zona pe care o reprezint și am ținut neapărat să fac cunoscută zona Codrului. Zona Codru nu înseamnă numai satul mare sau numai Maramure sau numai Sălaj.
zona de codru este interferența celor trei județe, Sălaj, Maramureș, Satu Mare. Până în 68 nu exista Sălaj, Maramureș, Satu Mare. Erau plasele, erau regiuni. Abia după reașezarea administrativ-teritorială, în 68, când s-au făcut județele, codru a fost împărțit în trei. Rădu, cum vorbim și după ce te întorci de la cântat, vreau neapărat să ne dăruiești că trece timpul și nu cânți. Până la urmă, vorbele sunt un pretext. Noi vrem să te auzim cântând. Zău, noi să cântăm. Hai, mergi la locul dictat. Ne bucurăm tare mult că Radu Ciordaș și-a găsit timp să vină și la noi în această seară, mai ales că a avut treabă prin București și putea să se ducă direct acasă. Dar s-a abătut pe la noi și suportă un drum de noapte numai ca să fie alături de dumneavoastră. Radu Ciordaș. Moi supăra pe lume, la 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 la, mai bine-i dau altul nume, la 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 la. E moi supăra pe lume, la 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 la, mai bine-i dau altul nume, la 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 la. Ce mi-o ca pe mândra, la 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 la, că eu nu moi supăra, măi la 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 la. Și mândrii ar spune la 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 la, multe rale ar fi mai bune, la 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 la. Ca și mândrii ar spune la 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 la, multe rale ar fi mai bune, la 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 la. Rămâneau ori două, tri, la 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 la, mândrui numile mândri, măi la 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 la. Mândrai cu nume de floare, la 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 la, și de zi de sărbătoare, la 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 la. Mândrai cu nume de floare, la 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 la, și de zi de sărbătoare, la 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 la. Nu-i ca lume cu păcat, la 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 la, nume cine i-o fi dat, măi la 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 la. Cheamă la 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 la, nu nici eu cu ea de-o seamă, la 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 la. Pe lume, lume o cheamă la 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 la, nu nici eu cu ea de-o seamă, la 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 la. Teme-o cu oatema, la 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 la, că nu-mi dă-mi nici seama, măi la 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 la. Cât ești tu de mare, la 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 la, du-te codru pe cărare, la 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 la. Lume, cât ești tu de mare, la 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 la, du-te codru pe cărare, la 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 la. Și luptii de te-or mânca, la 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 la, de noi zice săraca, măi la 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 la. Supăratu-s, Doamne, eu, la 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 la, lume de numile tău, măi la 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 la. La mine-n prag, la 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 la. Codrule din lemn de
fac. La 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 la, de crește la mine în prag. La 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 la, cărarea de la izvor. La 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 la, pe la mine până odor. La 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 la. Atinge crenguța, la 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 la, când mă scol dimineața, la 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 la. Ți-aș atinge crenguța, la 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 la, când mă scol dimineața, la 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 la. Crenguța și muguri, la 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 la, vers ca și ochii mândri, la 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 la. Ni mândruțele, la 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 la, ce-ți culeagă florile, la 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 la. Ar veni mândruțele, la 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 la, ce-ți culeagă florile, la 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 la. Eu cu drag să le primesc, la 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 la, pe toate să le iubesc, la 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 la. Te-aș întâlni, la 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 la, mă cumpăna fântâni, la 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 la. Cucule, te-aș întâlni, la 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 la, mă cumpăna fântâni, la 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 la. Și te văd și te ascult, la 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 la, la fereastră cu dor mult, la 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 la. De fac un bros, la 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 la, în tine mă duc pe jos, la 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 la. Codrule, de fac un bros, la 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 la, în tine mă duc pe jos, la 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 la. Cât îmi ești vara de drag, la 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 la, ceasă de la mine în prag, la 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 la. Și la mine în odor, la 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 la, și nu duc de tine dor, la 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 la. Iată, dragi prieteni, un polițist care s-a identificat cu folclorul din totdeauna, prin cum trăiește, prin cum simte, prin portul autentic, cântecul autentic, pe care de fiecare dată ne-l dăruiește cu drag. N-ai face nicio concesie în muzică, nu? Păi nu, că se fac prea multe deja și sunt destui care o fac. Nu cred că mai necesar unul plus. Eu asta am învățat, asta fac. Puteam și eu să renunț la o pălărie, măcar să iau una mai mică, sau să pot să umblu capul descoperit, sau să-mi iau un pantalon negru și o cămașă albă și o vestă neagră și eram... Mai comod. Foarte comod, dar nu reprezentam zona. Ori pentru mine... Nu numai cânte cum înseamnă să reprezint zona, înseamnă, eu reprezint țăranul din Codru. În țara Codrului așa se umblă, ăsta e costumul țării Codrului. Cu clop înalt, costumul alb, cu puslic sau cheptar negru împănat, cu cizme și cu tisău sau cu brâu. Dar nu peste cămașă, cum greșit îl poartă foarte mulți soliști de muzică populară. Cel puțin ardeleni, în general, nu purtau chisăul păstă cămașă. Purtau sub cămașă, să țină pantalonul și să-l țină la șale. Niciodată nu purtau bătrânii noștri chisăul, cum zice ardeleanul, sau brâu peste cămașă. Dar acum, mă rog, foarte mulți au luat de la dansatori chestiunea asta. Brâu deasupra și, mă rog, nu în toate zonele se purta brâu. Și unii ca să se fălească, pentru că este de cele mai multe ori spectaculos lucrat brâul. Este, într-adevăr, dar vezi, nu în toate zonele Transilvaniei se purta brâu peste cămașă. Se purta în zona Sibiului, zona Albei, în Codru niciodată. Uh-huh. În Codru nu, Codru Chioar nu. În Chioar, singura deosebire între caport popular bărbătesc între Codru și Chioar era centura. În Chioar se purta centura militară în loc de chisău și se punea cămașa, se introducea sub pafta. Uh-huh. Dar numai în partea din față, atât. Să se vadă paftaua cu stema țării. Asta a fost singura deosebire. În rest, costumul este perfect la fel, identic. Numai că codreanul purta chisău,
și sub cămașă. Să-i țină ciucurii. Copiii tăi știu astea și le-au înțeles? Copiii mei săraci au auzit multe, de multe ori poveștile astea și sunt ok. Și mă bucur chiar dacă au crescut la oraș și respectă ceea ce fac eu. Tu ai 3 copii? Da. Am cea mare care e la Cluj din prima căsătorie, are 33 de ani, este violonistă la opera din Cluj. Și am deci te-a urmat? E, oarecum. Artistic. Da, corect. Ceilalți doi gemeni, fată și băiat, sunt la București, au 28 de ani. Să-ți trăiască toți. Fiecare cu treaba lor, copii foarte cuminți. Din gemeni niciunul nu dă semne că s-ar duce spre muzică? Nu, deși am încercat cu ei când erau mici. Dar nu i-ai silit? Nu. Deci dacă vedeam că au drag și vor să fac, mă ocupam de ei. Dar așa dacă am văzut că nu îi interesează, Alexandru a încercat și pian, și tobe, și chitară, și s-a plictisit foarte repede, înseamnă că nu a fost de el și asta este, nu am impus eu copilul. De ce sunt interesați? Păi ce-am, fata din gemeni lucrează, are firma de IT, lucrează, a terminat da, IT și lucrează pe IT. Alexandru lucrează la Apia aici în București, deci fiecare cu treaba lor. Terminat administrație publică, Alexandru. Sunt copii buni. Ești un om împlinit. Da, pot să spun că da. Și foarte mulțumit de copii, că sunt pe drumul lor. Păi cred că asta îți dă cea mai mare satisfacție. Da. Bine, vreau să te întreb dacă, pentru că tot ai amintit de că a mai fost o căsnicie înainte, dacă ai învățat ceva, dacă a fost o lecție pentru tine acea căsnicie și divorțul ți-a relevat un alt lucru bun pe care trebuia să-l faci până atunci. Probabil că trebuie că nimic nu e întâmplător, așa spunem cu toții. Probabil că eram mult mai tânăr, probabil că trebuia să fiu mai înțelept, să las lucrurile mai mult de la mine decât să aștept din cealaltă parte. Sau problema într-un divorț nu ține de un singur om din cuplu. Adevărul undeva la mijloc. Fiecare greșește cu ceva. Undeva ceva nu se îmbucă. Și față de cel de atunci ești schimbat în a doua căsnicie? Da, am devenit, pot să spun, mai înțelept, mai altfel, mai... Și nu numai, dar vezi că vine și din partea cealaltă. Când lucrurile sunt bune și din cealaltă parte și din partea ta, parcă înțelegerea este alta. Accepți cu ușurință sfaturi? Nu întotdeauna. Când primezi niște sfaturi de la unele persoane care au doar păreri despre ceea ce eu știu foarte bine și îmi dau un sfat, nu o să-l accept niciodată, clar. Neargumentat. Neargumentat niciodată, sub nicio formă. Dar dacă omul este din domeniu și mă sfătuiește sau are o părere despre altfel decât mine, accept părerea, mă informez și eu, nu dețin eu adevărul absolut, nu l-am deținut niciodată, n-am spus asta, dar când vine de la cineva care are doar păreri, doar părerolog, niciodată nu o să accept. Bun, am înțeles că ești un om împlinit. N-ai niciun regret? Ce regret să am... Doina, eu sunt un om care am renăscut acum 3 ani. Ce regresam? Mă bucură enorm faptul că sunt aici cu voi și mulțumesc bunului Dumnezeu că s-a îndurat de mine și s-a aici. Și sunt bucuros și nu știu cum să-i mulțumesc și nu-s vrednic să-i mulțumesc. Și asta a șters și ce-a fost mai umbrit în viața ta. Păi eu sunt un tip, așa cum ai spus, vesel și eu nu țin mânie pe nimeni, Nu mă cert, eu în general nu mă cert, nu prea știu eu să mă cert. Poate că devin așa cum este și zodia foarte vulcanic în momentul în care mă cert. Ești taur. Exact, și după asta îmi pare rău că am și jignit probabil în propoziția aia scurtă și după 2 minute îmi vine să-l pup pe ăla, că bă, scuză-mă că am greșit, dar nu pot să-i spun asta. Îți trece, nu poți să ți-i supăra. Ideea e că n-am ce regrete să am. N-am niciun regret. Sunt un om care m-am ridicat, m-am dus de-a bușele, m-am ridicat în genunchi, în picioare și ăsta sunt aici. Și... Ce te-a ridicat cel mai mult? Ce te-a ajutat să te ridici? Cred că ambiția. Eu când am plecat de acasă, tata mi-a dat 100 de lei. Și a zis, dragul tată, de la mine, atâta de la Dumnezeu mai mult. Dacă vei reuși să înveți și vei pune osul și vrei să ajungi undeva, îți doresc mult succes. Dacă nu... La șantier, la lopată.
Minunat. Îți mulțumim mult de tot, Radu, că ai fost alături de noi în această seară. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Și mă bucur că ne-am revăzut după, chiar după câțiva ani. După mulți ani, noi nu... Ne-am întâlnit la un revelion. Acum vreo 2 ani. Ne-am întâlnit la un revelion la Etno. Se poate că da, dar nu mai rețin eu. Era după cei 3 ani. Da? Da. Mă bucur atunci. Da, când ne-am împărtășit unul altuia experiențe triste, din care am ieșit învingători. Doamne ajută! Îți mulțumim mult de tot, Radu, și te rog să ne dăruiești ultimul cântec al acestei seri. Doamne ajută! Și ce să vă spun, dragi prieteni, nu plecați din fața micilor ecrane, pentru că mai avem invitați de seamă, dar până atunci să ne bucurăm în continuare de cântecul adus de Radu Ciordaș. Mândruță frumoasă, eu o las, ea nu mă lasă. Am o mândruță frumoasă, eu o las, ea nu mă lasă. Mă așteaptă sara la portiță, după mere pe uliță, că mă celuiește după șură și mă sature de gură. Mândra și masculte, tânără și nu știe multe. Nu vrem mândra și masculte, tânără și nu știe multe. Uită-te, mândruță, în oglindă, nu ieși cu minte întindă, că miceluie și fac păcate când-i noapte jumătate. Și demni mândruța mică, de dragoste nu-i frică. Și demni mândruța mică, de dragoste nu-i frică. Tânără-i mândruța ca o floare, mă sărută până moare. De sara și până dimineață, musa și o ții pe brață. Mândra care mă iubește, pe brațele mele crește. Mândra care mă iubește, pe brațele mele crește. Mai aștept un an și încă o vară, să crească mai mărișoară. Dar mândruța nu are răbdare, ies-mi sara în cărare. Nu pot trece, Doamne, pe uliță, fără șimp de eguriță. Uită-te, mândruță, în oglindă, nu ieși cu mintea întindă.
ceas lumin, cum și florile cresc între spin. Și o dragoste curată o întâlnești în viața toată, dacă ne-a minciuna n-are loc. Și o dragoste curată o întâlnești în viața toată, de-ai răbdare și puțin noroc. Fiecare lume are un rost, însă eu nefericit am fost. Cam eu că-n dragoste n-am avut noroc. Lacrimi de margaritare par să curgă și mai tare, că-n dragoste n-am avut noroc. Și acum inima mă doare, lacrimi de margaritare par să curgă în lume și mai tare. Of, Maria Ghinea, mulțumim mult de tot că ai acceptat să fii în această seară alături de noi. Dar n-aș fi vrut să... E bine că am început cu un șlagăr de al tău, dar n-aș fi vrut să începem un cântec așa de trist. Oare chiar așa a fost? N-ai avut noroc în dragoste? Bună seara, bine te-am găsit și am regăsit pe telespectatorii mei dragi. N-am avut noroc în dragoste, dar am avut noroc de un public extraordinar. Deci ai fost iubită de iubire, n-ai dus lipsă. N-am dus lipsă. Și am mai avut un mare noroc să se deschidă acest post de televiziune, unde eu cred că sunt omul care a fost cumva bucurat de... Știi că ai anticipat următoarea mea întrebare? Ce înseamnă etno pentru tine? Pentru că noi ne-am cunoscut acum 20 de ani. Da. Când tu erai după un eveniment trist care a făcut ca viața ta să împartă în doi timpi mari, importanți, înainte de și după. Da, a fost un mare noroc. În momentul în care s-a deschis postul de televiziune Etno TV, eu am fost copilul răsfățat. Copilul care a fost promovat, omul care a făcut cumva să fie iubit prin difuzarea aproape în fiecare zi acestui de cântec. Oare? Probabil. Hai, lasă modestia. Trebuie să recunosc că m-ați iubit toți extraordinar de mult și mai ales Aurelian Preda și toți cei care ați participat cumva la evoluția mea profesională. Și atunci când te-am cunoscut în momentul în care treceai printr-o perioadă foarte grea a vieții tale. Adică tocmai trecusei peste acea perioadă, da? Trecusem, dar în viață nimic nu e întâmplător. În momentul în care cunoști oameni care, fără să știe prea multe despre tine, pur și simplu te iubesc și participă cumva la drumul tău artistic, e extraordinar. Dar și tu ai fost persoana care a iubit fără să cunoști prea bine. Eu așa fac de fiecare dată. Sunt o iubitoare. Dar odată s-a întâmplat să fie aproape fatal. Da, sunt o iubitoare de oameni și spun și acum, cum o spun de fiecare dată, nu știu să aleg. Eu am impresia că toți oamenii din jurul meu sunt asemeni mie. Sunt buni, sunt empatici, sunt iubitori de oameni ca și mine și iau cele mai mari plase. Deci îți reproșezi faptul că nu știi să cunoști oameni. Îmi reproșez, dar mi-am și impus de acum încolo să nu mai aleg. Nu mai vreau. Dar ai avut și un mare defect. Ai fost exagerat de iertătoare. Pentru că am înțeles că soțul tău, de care te-ai fostul soț, care ți-a pricinuit acel
zicem, nefericit accident, deși e doar el a pretins că a fost accident, nu era la prima abatere. Cum ai putut să suporți fapte reprobabile după fapte reprobabile până s-a ajuns la ce s-a ajuns? Am suportat pentru că am știut că eu, înainte de toate, am un Dumnezeu mai mare decât al tuturora. Dacă Dumnezeu mi-a dat a doua șansă de a trăi, eu n-am nicio treabă cu omul ăsta, îi doresc sănătate, poate nu mă crezi, dar la fiecare biserică la care mă duc, îi aprind o lumânare de bine. Să-i dea Dumnezeu o bătrânețe liniștită și să se bucure de fiecare zi. Pentru că noi, muritorii, nu suntem cei care condamnăm sau reproșăm cuiva. Dumnezeu are ac de cojoc cu fiecăruia, pentru orice lucru pe care îl faci, bun sau rău. Ai mai stabilit vreo relație cu el după ce ai ieșit din... Nu, n-am mai stabilit, dar nici nu m-am opus în momentul în care a vrut cumva să ia contact cu băiatul nostru. Da, chiar am vrut să întreb dacă păstrează relația cu copilul. Da, păstrează relația cu copilul. Eu nu m-am opus pentru că ei sunt majori, băieții mei, și unul și celălalt, până la urmă, au dreptul și sunt liberi să facă ce vor cu viața lor. Te-au judecat? Copii? Nu m-au judecat. Nu m-au Dar judecat. Pe el. Nu m-au judecat, iar subiectul jumătăților mele nu l-am discutat niciodată cu ei. Ei au zis că noi suntem trei copii care plecăm la drum și ne bucurăm de viața noastră în trei. Deci nu, nici pe el nu l-au judecat. Nu, pentru că n-am deschis subiectul ăsta. Da, ei știu despre ce e vorba. Bineînțeles nu? Că știu. Bineînțeles că sunt conștienți de ceea ce s-a întâmplat. Dar ca să poți merge mai departe, trebuie în primul rând să ierți și în al doilea rând să nu mai deschizi subiectul. Dar ierta de nenumărate ori până să ajungi aici. Dorina, și în viața de zi cu zi eu iert. Sunt oameni pe care iert chiar dacă mi-au făcut rău. Pentru că iertând astăzi, mâine, Doamne, are, cum să spun eu, așa mă iubește de tare încât îmi deschide 10 uși în ușa asta pe care mi s-a închis astăzi. Minunat. Deci în cântec ai găsit alinare? Cel mai mult. Cred că n-aș fi putut să fac nimic mai frumos și mai dăruitor decât ceea ce fac astăzi. Evenimentele prin care ai trecut în viață, trăirile pe care le-ai avut, emoțiile, te-au inspirat în a-ți realiza, în a-ți crea cântece? În mare parte m-au... Regăsim perioada aceea tristă a vieții tale în repertoriul tău? Da. Deci primele mele trei albume sunt albume triste. Dovadă că nici n-am prea mai cântat din aceste albume. Nu te mai regăsești. Da, nu mă mai regăsesc. Doar dragostea e o floare rară, pentru că este cântecul care mi-a adus cei mai mulți iubitori de cântec Maria Ghinea. Și pentru asta trebuie să mulțumesc bunului Dumnezeu că l-am întâlnit pe maestru Constantin Ceaușu, care mi-a dăruit cântecul ăsta și mi-a spus, dacă tu îl vei cânta, va fi șlagărul vieții tale. Și am observat că pe Facebook au achesat foarte mulți români la postarea ta și la întrebarea pe care le-ai adresat-o. Ce vreți să vă cânt în seara aceasta în emisiunea Doinei Mirea? Da. Și fiecare a venit cu propune și cam... Și coincideau, de aia început cu acest cântec. Eu am ales astăzi seară repertoriu gândindu-mă la tot ceea ce mi-au răspuns cei care mi urmăresc pagina de socializare. Și nu puțin. Da, țin foarte mult la ei. Ei sunt cei care mi-au bucurat viața, cei care m-au făcut să duc o viață mai decentă. I-ai cunoscut pe unii dintre acești prieteni virtuali sau au rămas la nivelul acela de virtual? Puțini. Dar în momentul în care, fără să mă aștept, mă întâlnesc cu cineva, atunci sunt un om extraordinar de fericit că îmi și spun, vă urmăresc paginile de socializare. În schimb, am o doamnă extraordinar de
nici nu o pot numi un fan, pentru că dumneaei s-a ocupat de o pagină, un fan club, da, un fan club, și cred că nu are mai mult de 2 luni de când a înființat acest fan club. Și se apropie de, să nu fac vreo greșeală, de vreo 7.000 de urmăritori, adică foarte mult. Doamna Mira. Asta e meritul tău. Doamna Mira, pe care o iubesc și care mi-a spus așa: doamna Maria, când veți pleca acasă, sunați-mă, pentru că eu nu pot să dorm dacă nu vă știu acasă. Ce drăguț! E un om extraordinar. Și mare întâlnesc, lucru. Întâlnesc oameni asemeni dumneai și asta mă face să-i mulțumesc bunului Dumnezeu că mi-a dat harul ăsta. Să bucur omul cântând. Și nu omul, ci pe foarte mulți oameni. Asta este cel mai înduioșător. Faptul că atâția oameni primesc cântecele tale cu dragoste și că tu poți să-ți împarți dragostea atâtor români. Acum am rămas doar cu publicul, pentru că băieții mei sunt mari, ei s-au căsătorit. Nu mai sunt în țară, nu? Dragoș este în Anglia. Aha. Și s-a stabilit acolo, iar Alexandru locuiește la Vâlcea și el, familie cu... Și tu unde stai? Eu stau la Slatina. Ah, deci cam departe de toți. Da. De ei, dar, de cei doi. Faptul că există publicul ăsta minunat, pentru care eu mulțumesc și vă mulțumesc... Nu ești singură. Nu sunt niciodată singură. Și uite, ești și chemată la televiziune, nu numai aici, în diverse emisiuni. Te-am văzut și răspuns cu mare drag, cu mare drag, pentru că un artist fără televiziune și realizator, moderator și tot ceea ce înseamnă mass media nu face nimic. Putem să cântăm următorul cântec pe care ni l-ai adus și pe care de fapt l-a ales publicul tău de pe Facebook. Uite, de sunt bune și rețelele de socializare. Afli părerea unanimă sau majoritară și știi pe ce drum să o iei. Pentru că nu toți ne vor răul. Maria Ghinea. Nicuță cu nume sfânt și cu firea de om blând, dacă tu mă vezi frumoasă, ține-mă la tine acasă, ține-mă la tine acasă. Măi neguță, pui de lele, intra și mințile mele, eu încerc să mi te scot, dai târziu și nu mai pot, măi neguță, pui de lele, intra și mințile mele, eu încerc să mi te scot, dai târziu. Placul tău, spune-mi chiar de mi-o fi greu, că nu mă supăr prea tare, dacă alta-i mai în stare să facă voile tale. Măi necuță, pui de lele, intra și mințile mele, eu încerc să mi te scot, dai târziu și nu mai pot, măi necuță, pui de lele, intra și mințile mele. Pui de lei.
Minunat, Maria, iată că ne-a ieșit înveselit un pic, bineînțeles. Trebuia să se întâmple asta până la urmă. Spuneam mai devreme că ești un om împlinit, în primul rând pentru că ai o carieră, iar cariera nu înseamnă numai ceea ce faci. Cariera este și despre rolul tău în societate, în familie și ea oglindește, de fapt, dezvoltarea individului de-a lungul vieții. Pentru asta trebuie să se cunoască foarte bine. De aceea vreau să te întreb cum este Maria de astăzi față de Maria aceea dinainte de a păți ce a pățit. Cred că lumea știe deja, nu cred că trebuie să mai spunem ce ți s-a întâmplat. Este o Marie mai sigură. Așa. Este o Marie mai vigilentă. Este o Marie mai puternică și este o Marie mai tranșantă. Am ajuns la concluzia că dacă tu nu te mai iubești... Mai puțin permisivă? Foarte puțin permisivă. Foarte puțin. La prima impresie, omul are impresia că mă poate face knockout din trei fraze. Dar când se apropie și își dă seama că de fapt eu sunt alt om, ori se retrage, ori se obișnuiește cu Maria pe care o întâlnește după trei fraze. Înseamnă că ți-ai recunoscut greșelile trecutului, ți le-ai asumat. Da, mi le-am recunoscut. Că numai așa poți să treci peste ele și să devii altcineva. Mi le-am recunoscut. Eu îmi formasem așa o poveste frumoasă de iubire între doi oameni. Era așa o poveste din 1001 de nopți. Da. Dar realitatea nu e așa. Realitatea înseamnă să găsești un om care să-ți înțeleagă meseria, un om care să te iubească, un om care să înțeleagă că în momentul în care l-ai ales, l-ai ales pentru că vrei să împarți cu el și bune și rele. Dar, din păcate, nu e așa. Și meseria asta este foarte dificilă. Nu e înțeleasă de oricine. Omul, în momentul în care te vede pe ecran, zice, femeia asta frumoasă, elegantă, țiplă, niciodată nu e așa. Acasă, când ajungi cu gândurile tale și oboseala ta, ești cu totul și cu totul alt om. În papucii tăi acasă ești întotdeauna așa e. Alt om. Există un management al carierei, am putea spune, pentru că ea nu se face întâmplător, ea nu e pocnești din degete, gata, mă duc să cânt și gata, am învățat un cântec și atât. Tu îți manageriezi, își gestionezi cariera sau ai un impresar? Nu, eu manageriez singură că am înțeles eu că doar eu mă cunosc pe mine. Știu ce înseamnă să nu fiu mulțumită niciodată. De fiecare dată urmăresc fiecare interviu, fiecare emisiune și de fiecare dată spun trebuia să fie și altfel. Ai ochi critic. Mare ochi critic. Adică dacă eu aș fi mulțumită după fiecare prestație, după fiecare apariție, pentru ce aș mai munci mâine? Deci viața este o școală, termin viața și n-ai terminat școala. Ce ai învățat pe băieții tăi în privința relațiilor cu soțiile lor? În primul rând, fiindcă n-au avut modelul patern. În primul rând, nu m-am băgat. Nu m-am băgat niciodată. Am fost de acord cu ceea ce ei și-au ales în viață. Dar le-am spus un lucru. În momentul în care a venit un copil, s-a născut un copil din dragostea asta frumoasă a lor, să nu-mi spună că nu se înțeleg. Lucrurile astea le puteau cumva stabili înainte de a apărea un suflet de om. Copilul nu e vinovat într-o relație. Și trebuie să recunosc că am și spus, dacă ei ar greși, eu aș fi prima care le-a spune. Crezi că ai avea puterea să te recăsătorești vreodată? Nu. De ce? Nu. Sunt de atâția ani singură. A început să-ți plac. Și îmi place atât de mult. Emisiunile astea, drumurile astea, spectacolele. Nu ți le contabilizează nimeni, nu? Și în momentul în care eu centrez, eu dau cu capul, e mult mai ușor. Deci nu crezi în acea sintagmă niciodată să nu spui niciodată? Nu, nu cred. Nu cred. Bine, fii atentă că mai stăm pe aici și că lumea asta ne mai îngăduie Dumnezeu. Și nu, nu.
Să știi, primul pas pe care îl faci către o altă căsnicie nu. Va fi urmat de al doilea la mine în emisiune. E prea mult. E prea mult pentru mine. Dar la mine în emisiune o să mai vii. La tine cu mare drag. Să știi că în momentul în care ne-am revăzut la filmările de sărbători, mi-am zis, uite-o pe Doina exact cum era acum 20 și ceva de ani. Același om, aceeași privire blândă, același suflet extraordinar de frumos pentru toți cei cu care noi, tu ai colaborat și am zis cu mare drag vin imediat cum mă va chema. O să te mai chem, că îmi place cum vorbești despre mine. Da. Așa că am toate motivele. Putem să cântăm, Alex? Îmi spune că deocamdată nu sunt pregătiți. Vreau să ne spui, tu ești angajata unui ansamblu? Am terminat colaborarea cu Doina Oltului. Ai fost colaboratoare, nu angajată? Am fost angajată. Am fost angajată, dar am ajuns la concluzia că sănătatea nu ți-o poți cumpăra niciodată cu bani. Și dacă... De ce? Instituțional erai mai ocupată decât ești free? Nu. Am stat cumva în spatele camerelor când vorbeai cu Radu. Da. Nu accept să mi se ordone. Ah. Ce zodie ești? Fecioară. Tu te ocupi de ordine, da, de a ordona. Eu mă ocup. Așa-s fecioarele. Da. Dar eu știam că fecioarele sunt și un pic cicălitoare. Nu. Eu sunt tolerantă, dar și foarte, foarte permisivă. În capitolul profesie. Dar când nu mai pot, nu mai pot. În viitorul apropiat ne așteptăm la ceva surprize muzicale? Da. Da, surprize muzicale frumoase. Rămân surprize? Sau? Da, rămân surprize. Și le ofer cu mare drag celor care îmi fac viața frumoasă, telespectatori. Care așteaptă neapărat cu și drag. Următorul cântec, da? Cu drag. O ascultăm din nou pe Maria Ghinea și ne bucurăm de prezența ei, mulțumindu-i din inimă că și-a găsit vreme să ne fie alături. Maria Ghinea. Greu viața m-a încercat, dar la ea nu. Eu m-am ridicat mai sus, cu credință în Dumnezeu. Mi-am ținut de drumul meu, mi-am șters lacrima pe față și-am mers înainte în viață. Soarta cum vrei ea ne plimbă, anii chipul ni-l mai schimbă, dar eu voi fi viața. Norocul meu și mine, am crezut și-am făcut bine. Pe mulți dacă am putut, am încercat să-i ajut. Oricât m-a lovit necazul, eu nu mi-am pătat obrazul. Totdeauna mi-am păstrat sufletul bun și curat. Slugă ni stăpân și așa vreau să rămân. Nici pe cei mai mari dușmani nu i-am vândut pentru bani. Știu cine a stat aproape, mi-a întins mâna să mă scape. Pe aceea cât voi trăi, cu sufletul.
Iată și evergreen-ul românești, oameni buni! Noroc cu artiștii, cu soliștii care se mai apleacă către acea muzică adevărată. Pentru că astăzi nu toată muzica este adevărată, să-i spunem.
Bine ai venit, Cleopatra Stoica, îți mulțumesc din suflet. Bine v-am găsit, bine v-am găsit. Este pentru prima dată când vin, Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Vai, încă suntem... Și n-am uitat să le spun și celorlalți invitați. Hristos a înviat, da. Da, așa dar se spune până la înălțare. Așa este, până la înălțare și apoi Hristos a înălțat. Exact. Dar mai uităm că emoțiile fac parte din cotidianul nostru deja, dar de tu, artiști. Tu mai ai emoții? Da, că te știu pe scenă de atâția ani, da, tu ai colaborat și cu noi la ansamblu Ciocârlia. Anul acesta se fac 31. Ai văzut? Exact cât am fost eu angajată. Exact în aceeași perioadă. Am emoții, am emoții, pentru că îmi doresc foarte tare să dăruiesc cu suflet ceea ce vreau să transmit. Și să ajung la sufletul omului. Și atunci este inevitabil să nu ai emoții. Faptul că tu cânti seară de seară, într-un local, nu ți-a afectat niciodată corzile vocale? Doamne, dar au fost niște momente foarte grele. Am avut laringofaringită foarte mult timp. Bineînțeles că medicul mi-a interzis să cânt. Nu m-am lăsat. Mi-a interzis să vorbești total, chiar. Da, da, repaus total. Repaus total. Mi-a recomandat, da. Numai că îmi doresc atât de mult să cânt oamenilor, încât nu mă ține niciun... Dar n-ai făcut vreodată nodul pe corzile vocale? Am făcut, da, am. Undeva pe mijlocul corzilor vocale, dar sunt vechi. Sunt vechi și... Adică nu evoluează sau ce vrei să spui? Sunt se vechi. Mai inflamează. Se mai inflamează câteodată. Se mai inflamează câteodată, dar... Și ce faci ca să reziști, să nu se întâmple ceva? Nu fac eu absolut nimic, eu doar cânt. E cineva acolo sus care pur și simplu... Deci au fost foarte multe, foarte multe momente când nu puteam să scot un sunet. Deci nu puteam vorbi absolut deloc. Și în momentul în care puneam mâna pe microfon, cântam. Repertoriul atunci... tău mai conține și alte evergreen-uri românești? Da. Da. Ca de exemplu? Vă las... O să mai cânt încă una. A, da? O melodie, ne-ai pregătit, da, de suflet. Și tot pentru da, astă seară. Da, da, da. Minunat atunci. Avem surprize în această seară. Tu cânți și cu soțul tău. Da. Ești una dintre solistele fericite care își duce viața alături de soț și pe scenă și acasă și... La serviciu. Da, avem că voi mai aveți și alt serviciu. De luni până vineri suntem la serviciu, da, de dimineață până la 3:30 suntem la serviciu. Adică cu ce vă ocupați? Adică, o să spună și el, pentru că e o surpriză în această seară, dar pe care o divulg acum, o să fie și el aici invitat. Așa da, că... el este, așteaptă să fie invitat. Vreau să știu... spună. Îl întreb pe el, dar îl întrebați pe cu el, ce te ocupi mai bine. Eu sunt arhivar la INSMC, adică Spitalul Polizu, pediatrie, fostul Emilia Irza, sănătate mitală, toate pentru copii. Cum? Și de acolo te duci direct la restaurant? Trec pe acasă... Mă schimb, mănânc. Și la ce oră ajungeți acasă? Dar numai acasă? Că n-am numai restaurantul, eu sunt și la facultate. Ce faci? Ce studiezi? Științe economice. Vrei să accesi într-o funcție la, nu, la serviciu? Nu, nu, nu. Nu vreau să accept nicio funcție, mi-e foarte bine așa cum sunt. Am vrut pur și simplu, dacă am fost manager toată viața și mi-am manageriat situațiile, am spus că de ce nu să fiu și cu diplomă. Să înțeleg că și în activitatea artistică ești manager? Da. Adică îl manageriezi și pe soțul tău? Da. El râde, dar de fapt nu râde, rânjește și... Sinceră să fiu, există un echilibru între noi doi. De când ne-am cunoscut, a fost acel echilibru și ne-am completat unul pe celălalt. Nu există așa o concurență? Nu, nu. N-a fost nici măcar o dată. Și dacă toți sunteți plecați împreună de acasă, și colo, și colo, și colo, cui revine sarcina de a întreține casa, din punct de vedere gospodăresc, nu financiar, financiar amândoi? Cel mai mult mă ajută domnul Costel. Da, pentru că el după serviciu se mai duce acasă și mă ajută, gătește foarte bine. Trebuie să-l prezint și tu pe soțul tău. De ce nu aveți același nume de familie? Pentru că Stoica este numele cu care eu am început să cânt. Și atunci îl păstrez pe acesta. Și de ce nu l-ai pus pe domnul Paraschiv să se numească Stoica? Nu, pentru că și el provine dintr-o familie, o să spună el la momentul potrivit, și fiecare dintre noi doi avem un trecut, avem o istorie, avem o familie
și o muncă în spate. Și atunci nu ne afectăm unul pe celălalt. Ne completăm, ne ajutăm, dar nu ne punem piedică unul celălalt. Dar vă sprijiniți din punct de vedere muzical? Din toate punctele de vedere ne sprijinim. Vă criticați unul pe altul, da, la nevoie? Da. Da. El este cel mai mare critic al meu și pe urmă eu, critic singură, dar găsim soluțiile pentru problemele noastre. A trebuit să faci și concesii în ceea ce privește repertoriul tău, având în vedere că când într un restaurant în care vin tot felul de oameni cu diferite gusturi. În mare parte ne-am creat publicul nostru, am reușit să ne creăm o lume a noastră, sunt oameni care ne știu și care vin în mod special pentru noi. Și care știu ce cântați. Da. Bineînțeles că din dragoste pentru oameni am abordat și folclor și muzică de petrecere și piese mai cunoscute acum la modă, mai puțin manele, dar avem grecești, avem... Dar și manele. Ai zis mai puțin, dar n-ai exclus. Da, sunt vreo două sau trei, dar le cânt în stilul meu. Deci la anunț mai ales, nu? Acolo ți se cer. Da, sau dacă e pentru cunoscuții noștri. Mm-hmm. Așa, între noi mai mult. Bun, eu zic că ar trebui să, Alex, să o rugăm pe Cleopatra să cânte. Ce ne cântă acum? Stai să-mi spună. Ce cântă acum Cleopatra? Surpriză! A, apă, apă! Am crezut că e sete și cere apă cuiva în regie. Hai să te ascultăm cântând apă, apă! Și mi-ai amintit de apă, bineînțeles că o să beau și eu apă, de-abia aștept, mi se usucă gura cât vorbesc. Și te ascultăm cu dragă acum cântând, sunt curioasă cum e acest apă, apă.
Mai că ne-ai dat de lucru acum, Cleopatra, stăteam acum toți, eram în dilemă. Deci nu era vorba de substantivul apă, cred că era onomatopee, apa, apa. Trebuie să o chemăm pe Loredana Groza să ne spună să despre ce este vorba. Mai bine. Da, da, deci nu... Ce-a vrut să spună. Dar cum scrie titlul? Titlul cum apa, e trecut? Apa. Apa, virgulă, apa? Da. Atunci e substantivul apa, nu e onomatopee. Uite că ne-a dat de lucru. Uite, l-am invitat și pe soțul tău alături. Ca să bună ai mai seara, multă... vă mulțumim pentru invitație. Costel Paraschiv, are mai, ai mai multă siguranță pe tine acum, nu? Că da. E lângă tine, întotdeauna Costel. Cu el lângă mine sunt foarte sigură și merg oriunde, până la capătul pământului. Apropo de ce spuneați dumneavoastră mai devreme, între noi nu există, n-a existat niciodată și nu, niciodată nu să fie o chestie de competiție sau de așa. Ne... De competiție, mă referam la o concurență neloială, ca nu, așa, o concurență permanentă, deci, ne nu, ajută să ne depășim. În niciun caz, ne susținem unul pe altul. Odată iese unul poate în evidență sau celălalt, dar rezultatul trebuie să fie cel care trebuie, adică cei care vin și ne ascultă să fie mulțumiți și fericiți. Deci pe scenă sunteți împreună, la serviciu sunteți împreună. Unde v-ați cunoscut? E poveste veche. Este poveste. Păi e veche, că știu că de ani de zile vă știu eu da, pe amândoi. Am, da, nu e lungă. Era șef de formație, da. Era. Hai, lasă. Deci el este, hai, lasă, el este răspunsul rugăciunilor mele. Mă, eu știu că femeile vorbesc. Știu și femeile vorbesc mult, dar de-aia l-am invitat să mai taci să vorbească și el. Pentru că el este răspunsul rugăciunilor mele. Eu m-am rugat frumos. Foarte tare să mi-l scoată Dumnezeu în can. Nu am cerut neapărat să fie înalt, brunet, cu ochii verzi. Da. Culmea. Așa s-a nimerit. Dar așa s-a nimerit. Da. Culmea. Mi l-a dat exact pe sufletul meu și nu contenesc. Poți să și spui același lucru? Ai curajul să spui altceva? Nu pot să o contrazic. Cum spui tu, dragă mea? Nu, dacă pentru tine este la fel. Rezultatul rugăciunilor tale. E exact ce trebuie. I-am spus, mă mai întreabă, mă mai iubești? Bărbații știți că cele zic, mai, da. Cele dar mai nu grele te cuvinte te... Da. Îi spun, este exact ca la început, nu s-a schimbat nimic. Când o să se schimbe, o să te anunț. Mi-a spus la început că mă iubește și că vreau să îi fiu parteneră toată viața și atunci... Adevărul e că cei care fac declarații cam des, da, mă rog. Mi se par declarațiile lor atât de uzitate și nu mai au valoare, nu mai au greutate la un moment dat. Faptele lui vorbesc, adică exact. Nu am nevoie asta să-mi spună. Asta trebuie să o simți, nu neapărat să... Îl mai întreb în glumă, nu neapărat că n-aș ști, pentru că mi-a demonstrat că mă iubește și că mă respectă. Hai să atunci... vedem cum v-ați vreau, da, asta vreau să vă spun. Deci, cu ani de zile în urmă, cântam la un restaurant tot aici în București, căutam solistă. Și nu auzisem de ea, nu pot să spun, mi-a recomandat-o cineva. Noi mai încercasem cu câteva soliste, mă rog, nu a fost ce trebuie. Și într-o seară un coleg de-al meu și am găsit pe cineva, Cleopatra Stoica, nu știu, să o vedem. Din punctul ăsta de vedere, eram un pic cam spaima solistelor, așa. Zic, hai să o vedem, cine mai fi, să o vedem. A venit seara, mă rog, am vorbit când am văzut-o, cochetă, bag, urcă scările și eu cântam momentul. A, deci asta ți-a atras atenția, că e cochetă? Păi era, e și este, dar păi da. Așa, hai să spun, un pic înțepat, așa, venit, încrezută, da, a zis bine, încrezută, s-a dus la masă, noi am făcut pauză, s-a dus la masă și eu, mă rog, nu știu ce am mai făcut pe acolo pe cine, dar cred că intenționat am stat mai târziu. Da, sigur. S-au dus colegii mei ceilalți, s-au prezentat, au făcut cunoștință și m-am dus și eu într-un final. Întinde mâna, bună, Cleopatra. Eu, da? Îmi pare bine, Antoniu. Antoniu și Cleopatra. Exact așa a fost prezentarea, deci așa ne-am și cunoscut. Așa a fost până la urmă, da. Deci corespundea din toate punctele de vedere, înțeleg. Păi, deci a fost singura solistă căreia nu am avut ce să-i reproșez. Ca și repertoriu, ca și prezență, ca și interpretare, deci... Chiar n-am avut ce să-i spun. Și ați început să cântați împreună. Da, am început să cântăm da, împreună. Da, de ce râzi? Pentru că eu nu vroiam neapărat să cânt. Era destul de departe pentru mine și veneam... eram într-o situație nu foarte bună emoțională.
Și era cam departe restaurantul pentru mine, numai că mi-a atrasese atenția și am zis, hai să fac. Ți-a plăcut de el? Da, din start. Și zic, hai să încerc. Am mers de mai multe ori, nu le-am spus că o să rămân, pentru că nu eram foarte sigură, era departe de mine. Din drumul taberei până... era destul de departe. Și până la urmă, de ziua mea, pentru că noi, cum s-a întâmplat, ne-am întâlnit fix la mijlocul zilelor noastre de naștere, pentru că suntem amândoi vărsători. El este pe 2 februarie și eu pe 16. Iar noi pe 9 ne-am cunoscut, 9 februarie, fix la mijloc. Am zis, hai să stau săptămâna asta, să îmi serbez ziua aici cu băieții și mai văd după aceea dacă rămân în continuare. Și mi-au adus, s-a dus și mi-a cumpărat un buchet de flori de ziua mea. Și acum a venit să facă poze cu mine și cu buchetul de flori. Colegii noștri au văzut că există acea chimie între noi, în privirea noastră, și s-au dus la bucătărie și au luat orez. Și au venit și ne-au aruncat și au zis că e ca la cununie. Continuăm să povestim după ce vă aud împreună de data aceasta cântând. Să vedem rezultatul conviețuirii voastre și în familie și pe scenă și la serviciu. Și mă mir cum de nu v-ați plictisit unul de altul atunci când vă întoarceți o să vă întreb. Cleopatra Stoica și Costel Paraschiv. You know I love you so. Can't you feel it when we touch? I will never, never let you go. I love you oh so much. You can dance, go and carry on until the night is gone. Maybe it's time to go. If he asks, if you're all alone, can he take you home? You must tell him no.
Se spune că artiștii au menirea de a întări structura de rezistență a sufletului omenesc. Cum reușiți voi între voi să vă întăriți structura de rezistență a sufletului iubitor al unuia față de celălalt? Chiar ieri. Ia-ți microfonul. Ieri am fost și am întărit din nou. Unde ne regăsim? La mănăstire. În biserică, în casa Domnului, acolo amândoi ne încărcăm bateriile și... Pur și simplu, rezultatele muncii noastre ne ce face frumos să trecem peste tot. Deci nu vă plictisiți, chiar dacă sunteți tot timpul împreună. Nu avem timp deloc să ne plictisim. Găsim ceva de făcut de fiecare dată. De vină este iubirea, nu? Dar cred există că... suferință în iubire? La noi nu a fost. Deci nu am avut parte... Nici unui gelos pe celălalt? La început? Hai, spune. Hai, dezvoltă. Știți că e vorba, de fapt, e și un adevăr. Cine nu iubește, nu are cum să fie gelos. Dar gelozia trebuie să aibă și o limită. Aha, absolut. Pentru că... Până nu-i patologie, da. Acum, la început, până când, într-adevăr, ne-am consolidat relația și am văzut cum sunt. Pentru că am fost tot timpul între bărbați, expusă... În prisma meseriei, pe scenă, mai ales în restaurant, omul vine, bea un șpriț și
încep și vin tot felul de idei. Da, bine, aia nu include, ideile alea nu includ pe ea. Treaba lui ce idee are. Nu, dar la bineînțeles, început. Deci nu, el, ce are el în cap. Vreau să, ca să, vreau să vă povestesc și apropo de chestia asta, am primit și o cerere de căsătorie. A primit, de fapt, ea o cerere de căsătorie. Și ți-o fi cerut-o ție. Păi stai să vă povestesc, telefon. Că tot suna și până la urmă zic, măi, dăm să vorbesc cu omul ca să, nu știu ce. Și mi-a spus, nu mai țin minte după unde era sau nu știu ce. Zice, știți, da, nu știu, s-a speriat prima oară când m-a auzit. Că a auzit voce de bărbat. Da, zic, spuneți, sunt soțul ei, nu ce problemă. A, domnule, stai, domnule, spune-mi, vorbește dacă tot am așa. Am înțeles că vrei să o ceri în căsătorie, să o ceri în căsătorie. Vă dați seama că și-a înghețit cuvintele. Păi zic, nu, spune-mi, ce-i oferi? Spune-mi ce-i oferi, ca să știu că dau. Eu ofer mai mult decât mine. Dacă poți să-i oferi ceva, păi eu dau așa la oricine, spune-mi ce-i oferi. Hai, domnule, lasă-mă. E, de momentul ăla am terminat, că n-am mai nimic să sune. Deci se întâmplă și chestiile astea. Și acum, în încheiere, vreau să-mi spuneți dacă ați cântat vreodată gratis. Da. Da? Da. Da? Da. O să vă chem atunci și de eu mai multe ori la petreceri la mine, că îmi place de voi. Mulțumim. Și am vrea să mulțumim colegului nostru care ne face orchestrațiile. Are ceva probleme acum de sănătate, dar Vali... Rezolvabile. Rezolvabile. Da, bineînțeles. Sănătate multă, Vali. Valentin Tănăsescu, se cheamă colegul nostru. Un coleg extraordinar, un prieten la fel de bun, ne știm de ani de zile. Și, și cu el cântăm, cu el, este omul orchestră. Da. A, minunat. Cântăm absolut de toate. Și în încheiere, ce ne pregătiți acum? Am zis ce ascultăm? Tot un șlagăr românesc, de aceea, de-ar fi să vii. A, cel al Mihaelei Runceanu, nu? Da. Minunat, eu vă mulțumesc mult de tot că ne-ați fost alături. Și, și noi vă mulțumim pentru invitație. Că ne-ați adus în prim plan muzica care pentru unii era prăfuită deja. Mă refer la muzica veche de dinainte. Noi îmi spunem muzică bună. Mai scapă muzică bună și în vremurile noastre, gen Loredana Groza, ce ai cântat apa, 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 monomatopee sau substantiv. Vă invit la cântat. Mulțumim. Și când ajungeți acolo, vă mulțumesc încă o dată pentru prezență și le mulțumesc și telespectatorilor că ne-au fost alături în această seară. Și bineînțeles că îmi păstrez către ei același îndemn. Fiți veseli și sănătoși, că de restul au grijă alții. Mă întreb chiar și acum unde ești, ce să fac, cum să-ți spun că lipsești, fiindcă tu ai ales cel din tâi. N-am știut cum să-ți spun, mai rămâi. Cum se duc și se duc clipele, cum răsar și apun stelele. De-aș avea un crâmpei dintr-o zi, ți le-aș da, poate când vei veni. De-ar fi să vii, aș crede că visez. De-ar fi să vii, you
spus de tine și te-aș ierta oricât, oricât de greu ar părea. Dar de nu mă vei iubi atunci, atunci mai bine nu veni. Cum se duc și se duc clipele, cum răsar și apun stelele, de-aș avea un crâmpei dintr-o zi, ți le-aș da.